Bine ai venit, Mario! Așa cum am promis, dragilor, noi continuăm lecția cu partea a doua, cu clasa 0. Clasa 0 și cu Mario, care e la manșă. Uite, Mario, m-am întâlnit cu mama astăzi, da. Și înainte de a veni tu, mi-a spus că are de gând să îți cumpere o minge de aia desplace ție foarte tare. Dar pentru treaba asta, trebuie să rezolvi următoarea problemă. Chiar mă? Dacă mi-ai uită copilul. Pe un stilou s-a dat suma de 17 lei pe 3 stilouri. Ce sumă se va da? Dacă pe un singur stilou s-a dat suma de 17 lei, pe 3, ce sumă se va da? Tu intri cu mine în dialog și povestești cam cum încerci tu să faci problema asta. Ea pare a fi o problemă dificilă pentru început. Dar noi găsim limbajul să o putem face. Deci, nu trebuie să dai răspunsul deodată. Deci 3 stilouri, adunăm 10 lei. Da? Bun. Deci hai să facem așa. Noi avem 3 stilouri. Adică pe 17 trebuie să-l adunăm de 3 ori, nu așa? Hai să facem asta, mă, că asta mi se pare foarte tare. Deci 17 plus 17 plus 17 de 3 ori, da? Scrie 17 plus 17 plus 17. A, tu ești mecher, le faci unele sub altele? Băi, da. Hai, lasă, fă ca mine așa un pic, te rog frumos. Desfășura, că eu până îmi învăț eu și treaba aceea. Deci aici fac așa, va, și eu las-o că treci că e greu, fă desfășurat. Fă desfășurat întâi, cu mine deodată, ca să mă înveți și pe mine. Okay. Deci 17 plus 17. A, și scrii deodată desfășurat. Băi, ești șmecher, tu toate le știi. Deci eu zic așa, 10 plus un 7, plus 10 plus un 7, plus 10 plus un 7, da? Ca să vadă și prietenii noștri, că ei nu prea știu bine așa. Și tu ai zis că te faci, cum faci acum? Deci am făcut unele sub altele, ca să le știu. Da. Trebuie să scrie de desfășurat. Perfect. Și acum ai adun 10-le. 10 și cu 10 și cu 10? 30. Scriu și eu 30. Scriu și la partea asta desfășurată. La partea desfășurată scrii, da? Las-o atâta și scriu 30. Așa, 30 plus. Plus. Acum e acum. Ce facem noi cu ăștia, mă? 7. Da. Din ultimul 7, luăm 3. De, tocmai de ăsta de aici, da? Da. De la ăsta? Gata, cu tine, cum zici tu așa. Ăsta e la primul. Și luăm în 3, uite cum fac și eu, și cu el alergăm unde era cu 3 ăsta? La primul, da? Nu știu. Și ce am făcut lui? I-am făcut o 10. Perfect. Și o încadrăm așa și 7-le ăsta și cu 3-ul care a fugit de la ultimul, am făcut o 10, da? Bun. Ce-o mă rămas aici? Ce-o mă rămas din 7-le ăsta? Nu, nu. Atenție. Dacă ai luat un 3, 4. 4. Foarte, foarte atent să te zic. 4 rămas aici. Și acum, cu 7-le ăsta, am făcut lucrarea. I-am luat din 3 ăsta, l-am topit-o lea, că el mi-a rămas 4. Știu cât e restanță. 74. Nu, mai avem un 7 care stă acolo, trist. Ce facem cu 7-le ăsta? A, nu. Din 4, luăm 1. Deci pe 4 ăsta îl rupim în, iarăși așa în 2, îi luăm un 3 și un 1.
Da? Un 3. Că 3 e tot nevoie. 3 ăsta unde îl duci? Îl duc la 7. Așa, mă. Deci 3-ul ăsta și cu 7-ul ăsta fac o altă echipă. Și alt 10 am făcut acum. Ei, dar 10-ile astea am un 2, unde să le punem noi? Am o 10 făcută din primul 3 și o 7, am o 7 și cu un 3. Deci am 51. Cât? 51. 51 va face rezultatul. Tu dai rezultatul. Foarte tare. Deci plus 20 și plus 1. Și așa cum ai spus tu, fac 51. Foarte frumoasă chestia. Foarte frumoasă. Mai vedem o dată, că mi-a plăcut teribil de mult. Deci cum am făcut aici? 10, 10, 10 și tu aici îl pune. 30 fac. Iar 7, 7, 7, ăștia trebuie muciți. Nu? Trebuie să ne apucăm de lucru. Și tu ai zis așa, din ultimul 7 îl fac praf pe ăsta. Îl rup țândă. Mai întâi îmi trebuie un 3 ca să-l fac fericit pe 7-le ăsta. Așa ai zis? Și l-ai făcut pe ăsta fericit și ai făcut o 10. Ai mai un 7 care stă supărat acolo. Și avea și el nevoie de un 3. Dar tu te zici, las că stai liniștit, de rezolv. Cum? O duc la 4 și el rup și pe ăsta, în 3 și un 1. Și 3 îi dai la 7-le ăsta, se duc pe el 10. L-ai făcut și pe el fericit, ce bucură. Știi câte bucurie în sufletul lui când l-ai făcut, l-ai adus la 10? Foarte fericit este. Și așa ai de 10. Și-a rămas doar 1. 1. 1 singur. 5 plus 1 egal cu 5. Da. Deci 5. A rămas doar 1 ăsta care e restul. Ăsta este restul adevărat. Și de 10. La unități doar 1 ai. Că ai luat din unități și ai completat și pe celălalt. Și ai avut 10. Și ai 50, că 30 cu 20, 50 cu 1, 51. Foarte frumos. Profesor, vreau să scrieți calcul așa. Cum? Așa. Așa se fac, nu? Cu combinații de acestea, da? Așa facem, mă, dar uite că așa am făcut și eu aici. Cam așa am făcut și eu aici. Bun. Hai să începem așa. Și acum, tu ai zis să le punem una sub altele. Vrei și varianta aceea? Facem așa. Desfășurat. Da? Da, desfășurat. Domnul profesor. Da? Mă ieșit? Trebuie să mă iasă. Mă insist. Știi care e soluția? Daria, din multe ori noi am văzut asta. Mă insistăm până când orice problemă de așa, asta trebuie dusă la capul, trebuie să insistăm să vedem ce și cum, da? Nu este la prima, că nici mie nu mi-e toate probleme. Da, insistăm o dată, două ori, șapte ori. David, fii atent așa. Mario, cât fac? 37 plus 19 plus 23 plus 21 plus 13 egal 37 plus 19 plus 23 e pleci la 23? Da. Așa. Plus 21. Și plus 13. O, dar te duci dedesubt. Da? Te descurci. E dedesubt. Hai desfășurat dedesubt. Și egal cu, uite cum scriu și eu. Egal cu. În loc de 37, cât? 30 plus 7, da? 30 plus 7. Plus 10. Plus 9. Da? Plus 30. Plus 20. Plus 20. Da. Plus 3. Plus 3. Da. Plus. Plus 21. 20. Plus 1, nu așa ca zici, că zicem așa, desfășurat. Așa? Plus 10 și plus 3. Și e calcul.
Domn profesor, acum mă ne-ai ieșit. Păi, văzut, domnule, dar ce bine să te iau de urechi. Știi de ce? La țipe. Știi de ce? Pentru că n-ai răbdare, mă. Repede, te înci... nu iesă. Mai avem și acum și din sumă, mai avem. Așa. Știți ce-mi dacă le-a din sumă? Da. Le-a din sumă, sfoare. Da. Discutați între voi. Hai, da, Mario. Hai să te urmă cu 10. Adună 10-le toate, măi, ca să le scăpăm ieri. Ce plus 20 egal cu 30. Astea două, da? 30 ăștia. 50. 50, 20 cu 20 egal cu 30, cu 20 aia, face merge. 20 cu 20, 40. Da. Și cu... Cum cum ar fi 20 cu 20? Așa, 40. Și cu 10, 30. 40 cu 10, 50. Da, 2 cu 2, 4. 10. Plus 1, 5. 6. 6 și cu 3? Și cu 3, deci. 6 și cu 3? 90. 90! Corect! 90! Băi, mai facem o dată să nu fi greșit. Da. Davide, eu până când nu sunt... 10 și cu 20, 40 cu 10, 50, până aici. 2 și cu 2, 4 și cu 1, 5, cum zici tu. Perfect. Și cu 1, 6. Și cu 3, 9. Hai să o numesc. 3 și cu 1, 4. 4 și cu 2, 6. Și cu 2, 6 și cu 2, 8. 8 și cu 1, 9. Bun. Deci putem să luăm toate variantele, dar facem mișcările care ne convin nouă cel mai bine. Că tu ai, mi-a plăcut aici că ai zis 10 cu 10, 20 cu 10, 50. Gata. Unitățile. Unitățile, gata. 3 și 7 egal cu 10. Bă, ce tare ești! Ce tare ești! Faci repede! Ai făcut 10. Altă variantă. 7. De 7, 7 deci cu 3 eu ați fac, 11, am văzut. Da. Gata, domnule, pe ambele. 3 ăla. Mai pe unul ăsta. Unul ăsta și cu 9. 10. Asta e, asta e. Și cu 9, iar o 10, iată să-i facem așa. Iar o 10. Și-a rămas, și-a rămas 3 ăsta. Adică, hai să îi punem și pe ăsta 20, plus 20. Că 10 și cu 10, nu-i bine? 10 și cu 10, 20 și plus 3. Și cât face? Cât mă? 103. 113. Așa este, 113. 113. Foarte frumos. Deci vezi că jocul ăsta, dacă îl prinzi așa, ești cel mai puternic. Foarte tare ești, dacă prinzi toate șmecherile astea, nu stai pe gânduri. Și acum, hai să le așez unele sub altele, cum mi-ai spus tu, că mi-a plăcut și treaba aceea. 37. Plus 19. Plus 23. Plus 21. Plus 13. Și asta e șmecherie pe care ai prins-o tu foarte bine. Poate puse unul sub altele, da? Și acum? Și acum și pe chestii. La 10. La 10. Ia să începem la unități de partea asta. Hai să începem și de aici. Sau puteam din 7 la 1 și puteam la 9. 7. Poți să iei așa. Dar vezi tu alte jocuri care se fac deodată 10-le. Până la 3 cu 7-le ăsta, fac o 10. 9 și cu 1, 10. Iar o 10. Și acum zici, câte 10 am? Una, două. Și te duci cu astea două și le numere în continuare. 2. Și cu 3? 5. Și cu 1? 6. Și cu 2? 8. 8. Și cu 2? 10? Și cu 1? 10 și cu 1? 11! 11!
iar la 3 au rămas numai ăsta. Și-l pui pe 3 la capăt și gata, ești. 113. Știu bine că am făcut 1 plus 2, 3 și plus 3, 3 6. Da. Și 2 oaia, 9, 8. Tu ai vrut așa, nu? 3 și 1, 4. Cum, când stai? Nu, n-am înțeles. Făceam ca cu 10-le, că cu 10-le e mai ușor. Deci și cu 10-le când le aduni, dar după ce ai clarificat cu ăștia. Deci când le așezi unele sub altea, că să povestesc treaba asta, ca să mă înțelegi bine. Deci după ce, da, Mario, fii atent că stai șmecherea. După ce clarifici cu ăștia din dreapta, primi cu unitățile, când treci la 10? La sfârșit. Dar în prima fază, acum stai și te concentrezi și băi, stai, știi, uiți asta de sus până la care să fac eu echipe? Nu, sau... Eu știam din 1 ăla, din 13, 10-a, 1, duceam la 2 și am făcut 3 și cu 3-a de la 37, am făcut 6. Hai, vină până la tablă, vină până la tablă și mă ajut, mă arăți aici. Hai, arată-mi toată. Din ăsta... Da. A, la 10? Nu, duceam aici și am făcut 10. Am făcut 3 și ziceam aici și am făcut 6. Da, mă. Da. Dar fii atent aici. Chestia asta îmi place foarte tare. Pentru că tu, tot cu ochii la 10 stai acolo, nu? Tu te obișnuiești cu 10 să începi. Da. Dar o să începi cu unitățile. Asta e șmecheria. Noutatea este că începem cu unitățile ca să clarificăm. Deci când îi așezăm, David, Mario, când așezăm unele sub altele, nu ne mai ducem la ăștia. Și ne ducem la astea ca să vedem ce zici mai bine încoace să mai aduc. Ca să-i numărăm și peste de aici. Că asta e șmecheria. Nu ne aude nimeni acum. Fii atent, da? Nimeni nu ne aude. Numai noi doi știm asta. Deci când avem de așezat, când ne avem așezat unele sub altele, începem cu unitățile. Și facem șmecherii de tipul care cu care se face echipă rapid pentru 10. 3 și cu 7 s-au făcut. 9 și cu 1 s-au făcut echipă. Și am făcut 20 pe care o să le ducem dincolo. Vestea astea 20, care le-am adăugat la 90. Dar noi, după ce am făcut 10, le văd ce nu mai a rămas. Mi-a rămas 3, îl pun aici, mai tu, n-am ce face cu tine, nu mai este nimeni care să te ajute pe tine. E rămas aici, stai aici liniștit. Și acum, 1 și cu 1, 2, și cu 3, 5, și cu 1, 6, și cu 2, 8, și cu 2, 10, și cu 1, 11. Foarte tare și am ajuns repede. 113. Băi, tu știi cât de puternic ești acum? Dacă erai cu mai multe, sigur făcea peste 113. Da, sigur, dacă ar fost mai multe, depinde și cât de mari sunt fiecare. Depinde cât de mari sunt fiecare. Fiecare număr în parte. Și ar și el contribuția lui acolo, nu? Deci, care-i noutatea? Din discuția noastră purtată acum, care-i noutatea pe care tu ai reținut-o? Când le așezi unele sub altele, că așa e începutul, nu? Când le așezi unele sub altele, nu te duci la 10 le aduni. Din la unități, ca să clarifici cu ele. Faci cât mai mult de 10, ca să prinzi foarte repede, și după aceea ataci. 10, te duci la 10 până, nu? Bine, hai să vedem următoarea. Acum o faci pe asta fără greșeală. Deci, fiate aici, 28 plus 39 plus 22 plus 3, plus 11 plus 27 egal. Le-ai pus desfășurantului, nu? Întâi? Nu, n-am făcut așa. Pe orizontală? Da. Dar vreau să le pui și pe verticală, așa. Ne ducem pe verticală acum. Așa ca la mine, cum ne-am pus eu unele sub alte aici. Ia scrie și departe. Lasă și pe ce o faci tu acasă. Și scrie mergile așa. 28. De pagina asta. Uite pe aia. Așa. Trece aici, da. Așa. Trece aici și le scrie unele sub altele. Ca eu insist pe șmecherea asta și tu acasă le desfășori, da? Hai. 28 plus 28 plus
39 plus 22 plus 11 și plus 27. Tragem linie și acum uite-te la șmecherii. Cine cu cine la unități aici? La unități. 8 cu 2. Asta e, ești tare. Gata ești. Foarte tare. 1 cu 9. Așa, mă. Și-am mai făcut o 10. Și 7-le ce să fac? Da, se face. Lasă să fii sănătos. Așa zice. Să fii sănătos. Te pun aici. N-ai ce faci. L-ai pus, nu? Pe 7. Da, bun. Chiar sub el trebuie să fii. Pe linia asta trebuie să fii. Pe linia, așa, pe, uite așa, chiar pe linia lor, a lui 7, la unități aici. Pe 7 îl pui chiar aici, da? Acolo, chiar sub el, 7. Bun. Și acum? 2 plus 3 egal cu 5. Care 2? Ăsta? Primul. Da? 2. Primul cu al doilea. Da? Cu 5. 5. Și cu 2? 5 cu 2. Okay. 7 și cu 1? 8 și cu 2? 8 și cu 2? 8 și cu 2? 10. 10, nu 13, nu 13, 10. Nu. 10 că m-am pe ăștia care s-au supărați. Adică tu de noi nu ești pe noi în seamă. 10, 11, 12. Deci fii atent, David, tu Mario. E foarte tare chestia asta. Deci tu ai, te grăbi repede. Să te duci la 2 și cu 3, 5 cu 2, 7 și cu 2, 8 și cu 2, 10, 11, 12. Când pe ăștia sus, poți să-i duci și așa, 1 și 1, sau 1 și cu 1 fac 2, îi pui aici deasupra, ca să nu-i uiți. Ca să nu-i uiți, băi, asta e șmecheria. Când îi aduni, poate să-i uiți pe ăștia. Și tu acum, după ce ai terminat cu unitățile, numeri câte 10 sunt, și dacă sunt două, pui doi deasupra. Și începem. 2 și cu 2, 4. Și cu 3, 7. Și cu 2, 9. 10. Și cu 2, 12. Terminat. Ești cel mai puternic. Da? Face suma asta, 127. Cât este? Seasul? 6 minute. Ne oprim aici. Așadar, cu Mario facem niște lecții frumoase. Mario, pentru data viitoare, că vezi că ești cu un copil conștiincios, pentru data viitoare îmi aduni 5 găsiții de acestea. 5 găsiții, fiecare cu câte 6 numere. Și pe orizontal desfășurat și pe vertical. Șase. Da? Da. Înțeles? Da. Bun. La revedere. Bun, ne trezim, la revedere, dragilor. La revedere. La revedere, mai tare. La revedere. La revedere. Și ne vedem data viitoare. Da. A fost. Da. A fost. Da. Da. Da.